Întâmplarea pe care vă voi povesti, deci întâmplarea aceasta este mărturisită de către un pastor care a trecut prin mai multe întâmplări în viața lui până când a ajuns să facă această mărturie. Întâmplarea pe care vă voi povesti este acum foarte interesantă. Toate acestea s-au întâmplat în urmă cu câțiva ani într-o biserică din Palatul de Cristal din sudul Londrei. Într-o duminică dimineața ajunsesem deja la sfârșitul serviciului divin, când un om aflat în ultimile rânduri s-a ridicat în picioare, a ridicat mâna și a întrebat: scuzați-mă, domnule pastor, aș putea să spun o scurtă mărturie? M-am uitat la ceas și am aprobat cu o jumătate de gură: aveți 3 minute. Imediat omul și-a început istoria. M-am mutat aici de puțin timp înainte, am locuit în Sydney, Australia. În urmă cu câteva luni m-a vizitat acolo niște rude și m-am plimbat pe strada George. Ea se întinde din cartierul comercial al Sydney-ului până în cartierul rezidențial. Un om micuț cu părul alb, care arăta cam ciudat, a ieșit dintr-un magazin, mi-a pus un tratat în mână și m-a întrebat: domnul meu, sunteți mântuit? Ajungeți în cer dacă muriți în noaptea asta? Am rămas perplex în urma acestor cuvinte, deoarece niciodată nu mă întrebase cineva așa ceva. I-am mulțumit politicos, dar în timpul lungei călătorii înapoi spre casă, am rămas destul de nedumerit. Am contactat un prieten care, mulțumesc lui Dumnezeu, era creștin și m-a condus la Hristos. Biserica l-a primit cu drag în sânul ei, deoarece fraților le-a plăcut mărturia lui. O săptămână mai târziu am zburat la Adelaide, în sudul Australiei. 10 zile mai târziu, exact în mijlocul unei seri de întâlnire de 3 zile într-o biserică, o femeie a venit la mine și mi-a cerut niște sfaturi. Am întrebat-o care era relația ei cu Iisus. Mi-a răspuns: mai de mult am locuit în Sydney și în urmă cu câteva luni mi-am vizitat niște prieteni acolo. Mi-am rezolvat niște cumpărături pe strada George, când un om care arăta cam ciudat, micuț și cu părul alb, a venit spre mine la intrarea în magazin și mi-a oferit un tratat și m-a întrebat: scuzați-mă, doamnă, sunteți mântuită? Ajungeți în cer dacă muriți în noaptea aceasta? Cuvintele lui m-au neliniștit. Întoarsă acasă, în Adelaide, nu știam de existența unei biserici, că exista o biserică chiar în apropierea locuinței mele. L-am căutat pe pastor. După discuția avută cu el, l-am acceptat în inima mea pe Iisus. Așa că acum pot spune că sunt mântuit. Eram foarte uimit, spune pastorul care aduce mărturia aceasta. În decurs de 2 săptămâni, de 2 ori, în locuri cu totul diferite, auzeam aceeași mărturie. Am zburat apoi spre Perth, în Australia, în vestul Australiei. După ce serviciul divin a luat sfârșit, bătrânul bisericii m-a invitat la masă. Cu acea ocazie, l-am întrebat cum a devenit creștin. I-a răspuns: în urmă cu 15 ani, am venit în această biserică fără să am o relație personală cu Iisus. Participam la toate serviciile bisericii, ca toți ceilalți membri. Datorită capacităților mele în afaceri și succeselor avute, a crescut și influența mea în biserică. În urmă cu 3 ani, am mers într-o călătorie la Sydney. Un om micuț, care părea răspingător și răutăcios, a ieșit din holul unui magazin și mi-a întins o tipăritură religioasă și m-a confruntat cu întrebarea: scuzați-mă, domnul meu, sunteți mântuit? Ajungeți în cer dacă moriți în noaptea aceasta? Am încercat să explic că eu sunt dintre prezbiterii de la baptiști, dar n-a vrut să asculte deloc. Întreg drumul spre casă, de la sine la Perth, am fiert. Sperând în simpatia pastorului, am povestit această întâmplare neobișnuită. Dar el n-a vrut să-mi dea dreptate. Cu ani în urmă mi-a spus că nu am o relație personală cu Iisus și avea dreptate. Așa că pastorul meu m-a condus la Iisus în urmă cu 3 ani. Am zburat la Londra. Imediat după aceea și-am vorbit la o biserică. Acolo am povestit despre aceste mărturii. La sfârșitul predicii mele, numai puțin de 4 pastori mai în vârstă au venit în față și mi-au povestit cum și ei, în urmă cu 25-30 de ani, au fost salvați în urma aceleiași întrebări adresate concomitent cu o tipăritură pe strada George, în Sydney. În săptămâna următoare am zburat la o altă întâlnire asemănătoare și am vorbit în fața misionarilor din Caraibe. Și acolo am povestit aceste mărturii. La sfârșitul discursului meu, 3 misionari au venit și mi-au povestit că în urmă cu 15-25 de ani au fost salvați prin exact aceeași mărturie și întrebare provocatoare a micuțului om cu părul alb de pe strada George din Sydney.
Următoarea călătorie a fost în Atlanta, Georgia, Statele Unite. Acolo a trebuit să vorbesc la o reuniune a capelanilor de pe vas. Timp de 3 zile am vorbit în fața 1000 de capelani. Apoi liderul capelanilor m-a invitat la masă. Cu această ocazie l-am întrebat cum a devenit creștin. A fost ca o minune. Eram marinar pe vas și duceam o viață destrăbălată. Desfășurasem exerciții cu flota în largul Pacificului de Sud și ne-am reînnoit proviziile în portul din Sydney. Ne-am făcut de cap, eram beat criți, am urcat într-un autobuz greșit și am coborât exact pe strada George. La coborâre mi-a apărut ca o fantomă. În fața mea a apărut un om care mi-a mânat un tractat și m-a întrebat: marinarule, e salvat? Ajungi tu în cer dacă mori în noaptea asta? Frica lui Dumnezeu m-a cuprins imediat. M-am trezit din beție, am fugit înapoi la vas și l-am căutat pe capelan. El m-a condus la Hristos. Imediat am și început să mă pregătesc sub conducerea lui pentru slujire. Acum am în grijă peste 1000 de capelani care încearcă astăzi să câștige suflete pentru Domnul. 6 luni mai târziu am zburat la o conferință în India. La sfârșit, conducătorul misiunii m-a invitat la masă. La o masă simplă în căsuța sa micuță și modestă. Și pe el am întrebat despre modul în care l-a cunoscut pe Hristos. Am crescut, spunea el, într-o poziție foarte privilegiată. Făceam parte din reprezentanța diplomatică a Indiei și am călătorit în întreaga lume. Astăzi pot spune că am primit cu bucurie iertarea și faptul că păcatele mele au fost spălate în sângele lui Hristos. Ar fi trebuit să mă rușinez mult dacă s-ar fi aflat de toate aceste rele pe care le făcusem. Pentru o vreme, munca mea de diplomat m-a dus la Sydney. Am făcut ceva cumpărături și eram încărcat cu jucării și haine pentru copiii mei. Treceam pe strada George când un om politicos, micuț și cu părul alb, a apărut în fața mea și mi-a oferit un tractat și mi-a pus o întrebare personală. Scuzați-mă, domnul meu, sunteți mântuit? Ajungeți în cer dacă moriți în noaptea aceasta? I-am mulțumit frumos, dar ulterior lucrul acela nu mi-a adus pace. Întors în orașul natal, l-am căutat pe preotul meu hindus, el nu m-a putut ajuta, m-a sfătuit să merg la un misionar și așa l-am cunoscut pe Domnul Iisus. Și continuă aici multe altele de acestea, că nu-i vreme să le citim pe toate, dar ascultați. După 8 luni am predicat în Sydney. L-am întrebat pe pastorul baptist de acolo dacă nu cunoaște pe un om micuț în vârstă cu părul alb care împarte tractate pe strada George. Mi-a spus: da, îl cunosc, numele lui este Genu. Dar nu cred că mai este în această slujbă deoarece este înaintat în vârstă și foarte slăbit. 2 zile mai târziu am pornit spre modesta lui căsuță. Am bătut la ușă și un om micuț, slăbuț, în vârstă ne-a salutat. Ne-a rugat să luăm loc, ne-a pregătit un ceai. Era atât de slăbit că mâinile îi tremurau atât de tare încât ceaiul i-a curs pe farfurioară. I-am povestit toate mărturiile pe care le auzisem în ultimii 3 ani. Micuțului om a început să-i curgă lacrimi pe obraj. Apoi a început să ne spună propria lui istorie. Era marinar pe un vas australian de război. Duceam o viață libertină. În timpul unei crize am clacat. Însă unul dintre colegii mei, de care anterior îmi bătusem joc, nu m-a lăsat singur și m-a ajutat. El m-a condus la Iisus și viața mea s-a schimbat constant de la o zi la alta. Eram atât de recunoscător lui Dumnezeu încât i-am promis că în fiecare zi îl voi mărturisi pe Iisus într-un mod simplu la cel puțin 10 oameni. După ce Dumnezeu m-a întărit din nou, am început lucrarea. Câteodată eram bolnav și nu-mi puteam face slujba, dar când mă simțeam din nou bine, eram pe poziții. După pensionare mi-am stabilit locul de mărturie pe strada George, unde zilnic puteam intra în contact cu sute de oameni. Am avut parte de multe refuzuri, dar au fost și mulți oameni care mi-au luat politicoși tractatele. În cei 40 de ani de când fac lucrarea aceasta, n-am auzit însă niciodată până astăzi de la absolut nicio persoană că a ajuns prin ele la Iisus. Vedem aici ce înseamnă adevărata dedicare. 40 de ani de mărturisire, fără să auzi un rezultat. Și a zis Dumnezeu: nu trebuie să mor tu așa, fără să știi. Fraților și surorilor, asta cred că este de făcut. Să fim perseverenți.